Ramona Cupă, președintele PMP Mehedinți, alături de Ion Cupă, candidat PMP la Camera Deputaților, au votat în această dimineață pentru o Românie dreaptă, care își respectă și apără cetățenii, tradițiile și valorile. Au votat pentru Mehedinți, pentru cetățeni. Ion Cupă, candidatul PMP la Camera Deputaților, a votat azi pentru o Românie în stare să-și protejeze toți cetățenii, o Românie cu principii și valori, astfel încât nivelul de trai al întregului popor să se îmbunătățească considerabil. Da, dreptul de vot, după părerea mea, este cel mai important lucru pe care l-am făcut astăzi și invit mehedințenii să vină la vot, pentru că am văzut pe estimări că suntem pe primul loc la prezența la vot, o ținem tot așa pentru că mehedințul poate să trimită în Parlament, printr-o prezență mare la vot, acei parlamentari care pot să pună mehedințul pe harta dezvoltării, pe harta investițiilor, lucruri care ne-au lipsit până acum. Și în final aș vrea să transmit un mesaj de aici, din fața secției de unde eu am votat și unde invit oamenii și vecinii mei să voteze, pădurarilor să stea acasă, pentru că nu este frumos ceea ce face șeful Rom Silva. Și încă o dată îl atenționez și pe domnul ministru, care îl încuvințează să facă asemenea lucruri, să-l retragă din acest proces electoral, pentru că sunt foarte multe semne de întrebare asupra activității pădurarilor. Se știe foarte simplu, este ușor de văzut ce se întâmplă în județ. Eu o să merg în județ acum și le promit că mă voi duce exact acolo unde sunt acești pădurari care fac asemenea lucruri destul de neplăcute pentru o democrație. Liderii Partidului Mișcarea Populară, filiala din Mehedinți, au votat pentru toți mehedințenii care vor aici acasă o viață mai bună pentru ei și pentru familiile lor.